Bun găsit, dragi telespectatori, la rubrica Mandat de primar. Astăzi ne aflăm în comuna Sascut, o comună foarte frumoasă, o comună în fruntea căreia se află domnul primar Ioan Răuță. Domnul primar este un om cu multă experiență și iată, astăzi am venit pe teren împreună cu dumnealui și cu domnul viceprimar Ionel Apostol să ne arate ce s-a făcut în cei 4 ani, vorbesc de 4 ani de mandat din 2016 în 2020. Vă spun asta tocmai pentru că domnul primar a fost greu de găsit, pentru că are foarte multe proiecte care deja unele dintre ele sunt finalizate, iar la unele încă mai are de lucru. Domnule primar, vă mulțumim de invitație, bine v-am găsit. Spuneți-ne, vă rog, cum stați cu proiectele în comuna Sascut? Bună dimineața, bine ați venit la noi. În primul rând, ne aflăm în punctul Conțești al comunii Sascut, unde satul acesta a beneficiat de câteva proiecte. Proiectul de asfaltare, măsura 722, ne aflăm în punctul depozitului domnului Borțun, la bifurcația cu Conțeștiu. Mai avem 4 poduri în valoare de 1 milion de euro. Avem pe calamități 2,5 km de asfaltare, iluminatul din stâlp în stâlp, apa potabilă, avem un cămin de bătrâni care are în locație vreo 38 de bătrâni. În fine, zic eu că în ceea ce mă privește în satul Conțești, mai avem puține de făcut și sperăm ca anul viitor să le ducem la îndeplinire pe toate. Care e rugămintea mea și dorința mea e că unii dintre noi facem treabă, unii dintre noi critică, iar pentru toate măsurile astea care le-am făcut în comuna Sascut, cei care sunt din opoziție, toți au votat împotriva acestor proiecte, culmea, pentru că de ună zi am făcut un caiet de sarcini, am scos proiectul de hotărâre pentru o linie de creditare, pentru că în premieră am să spun acum că noi avem angajate 26 de proiecte în valoare de vreo 21 de milioane de euro, lucru care deja se derulează circa 6 milioane de euro anul ăsta, fapt pentru care aș atenționa cetățenii din comuna Sascut să aibă orientare, totuși când mai aleg câte un consilier din alte părți, pentru măcar să aibă dragostea de această comună, ca în urma lor, în urma noastră, să rămână ceva. Deocamdată de aici o să ne deplasăm în satul Bălcuța, Fântânele, Pâncești, Berești, Schineni, peste tot, să vedeți ce s-a făcut în acești 4 ani. De fapt, în primăria se lucrează 30 de ani de zile, cu o mică pauză care am avut-o, care mi-a prins bine, dar uite că chiar acum, pe ultima sută, când deja am o vârstă apreciabilă de 64 de ani, gândesc că trebuie să muncesc mai mult și alături de mine domnul viceprimar Apostol Ionel, care e un copil bun, un copil tânăr, cred eu că pentru viitor o să-l formăm, să preia frâile acestei comuni, pentru că are nevoie de oameni, n-au nevoie de oameni care să fie împotriva comunității noastre. Așa este, domnul viceprimar este un om dedicat, aveți o echipă foarte bună, dovadă că ați reușit să duceți la bun sfârșit multe dintre proiectele pe care le-ați început în 2016. Tocmai din această cauză, din acest motiv, dragi telespectatori, vreau să vă spun că domnul primar nu prea ar dori să fie filmat, dar ne-am gândit că pentru Cârcotaș, pentru cei care critică, este bine ca cetățenii să vadă ce s-a întâmplat în comuna lor și mai ales că se întâmplă lucruri foarte frumoase. Să mergem pe teren. Dragi telespectatori, așa cum am spus mai devreme, ne aflăm în comuna Sascut, dar vom merge prin fiecare sat, da? Acum ne aflăm la Bălcuța. Spuneți-ne, vă rog, bună ziua, cum vă numiți? Milea Elena. Ce faceți dumneavoastră? Ia uitați, domnul primar v-a pus aici asfalt. Treabă bună, ne-a făcut treabă bună, foarte, foarte, foarte bună. Bă, dar prostă e că a făcut, că ce era aici, niște groghi de
Domnul primar Răuță Ioan, da, a făcut, ia uitați ce asfalt bun și domnul vice Apostol Ioan. Da, 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 este, da, cu domnul vice, da, cu domnul vice, cu domnul primar, amândoi, și cu ceilalți echipa, care știu echipa lor, da, 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 da. Echipa. Aveți condiții foarte bune acum. Avem, Voda Prostului Dumnezeu, cu Dumnezeu să ne mai aducă ploaie. Și ploaie. Aveți și asfalt, aveți și gaz metan, am înțeles, da? Da, 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 care a putut băga, care nu, nu, fiecare bine. Cum l-a strâns cureaua. Nu-i nimic, faptul că l-aveți până la poarta asta înseamnă că în orice moment când doriți puteți să-l duceți în casă. Poate eu îl duc la bătrân de 75 de ani, copiii care oricine să vii, nepoți, ceva, da, venit, da, da. Trebuie să facă ceva. Ei, și pentru că tot acum e campanie electorală, trebuie să fim corecți și să spunem, asta înseamnă că votul dumneavoastră clar se duce aici, către domnul aici, Răuță. Câte, da, 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 aici către da, domnul da, da. Răuță. Păi acum, într-adevăr, aveți condiții la nivel european. Avem, Voda Prostii, să dea Dumnezeu să facă peste tot când poate, când se poate. Cum, așa da, este. Cum se poate. Dar din ce am observat eu, din ce am văzut, că noi am venit și am mai filmat și altă dată, într-adevăr, împreună cu echipa dumnealui, domnul primar Răuță Ioan a făcut foarte multe lucruri, eu zic că chiar multe într-un timp destul de scurt. Da, cu toți, și cu buni, și cu răli, și cu oameni buni, și cu răi. Așa se trece în viață. Bine, doamna Mila, noi vă dorim sănătate multă și să vă așteptați nepoții cu drag. Doamne ajută! Doamne, ploaie și bine că ați făcut treaba aici. Așa și poate mai face succes. Numai bine, mulțumim! Da. Bine! Ne aflăm în satul Bălcuța din comuna Sascut. V-am arătat mai devreme imagini cu asfaltarea din acest sat. Acum ne-am oprit în fața bisericii. Domnul primar s-a gândit să aloce fonduri, dar mai multe despre acest lucru ne va spune chiar domnul primar Răuță Ioan. Deci mă bucur că am ajuns aici, în fața acestei biserici care arăta într-un fel, acum arată în alt fel. Vreau să spun că satul Bălcuța beneficiază de asfaltare 1,4 km, gaz metan, la fel ca și Conțeștiul, că am uitat că în perioada imediat următoare vom merge cu gazul metan spre Conțești. E luminat, acest sat va beneficia, Sascutul sat, de un proiect de apă canal de 135 de miliarde vechi. Asta înseamnă că anul ăsta, cred, spre sfârșitul lunii octombrie-noiembrie, o să începem lucrările. Apa potabilă o să fie, cred eu, clarificată la anul, pentru că vom aduce aici un rezervor de mare capacitate, unde vom alimenta întreg satul. Efectiv, zic eu că am făcut un pas înainte și considerăm noi că în continuare o să aducem o bunăstare în comuna noastră, deoarece dorim ca cei care sunt plecați în afară să se reîntoarcă la noi în comună, pentru că noi dorim să le creăm niște condiții mai deosebite. Dragi telespectatori, ne aflăm tot în satul Bălcuța, de astă dată în fața dispensarului medical uman. Suntem aici împreună cu domnul primar Ioan Răuță, cu domnul viceprimar Ionel Apostol și cu domnul doctor Dragoș Dărăban. Domnule doctor, astăzi se vede că dispensarul arată foarte bine. Bineînțeles, vom merge și înăuntru să vedem cabinetele, dar eu mi-aduc aminte că undeva înainte, până în 2004, era într-o stare jalnică, să spun așa. Spuneți-mi, în toți acești ani, ce s-a făcut ca să știe toată lumea? Așa se vede din exterior, vom vedea și în interior, dar ce s-a făcut în acești ani? În acești 16 ani au fost renovate de la zero, a fost renovat de la zero acest dispensar. L-am preluat în 2004 o ruină și cu ajutorul primării, cu ajutorul primarului, cu ajutorul organelor locale de atunci, am reușit să-l renovăm, să-l punem după 16 ani, să-l punem la punct. În momentul de față pot să mă laud cu cea mai mare convingere că sunt puține cabinete care au aceste dotări și sunt la nivelul ăsta de renovare.
Putem să spunem că acum dumneavoastră vă faceți meseria în cele mai bune condiții și ceea ce înseamnă că e un lucru foarte bun și pentru pacienții dumneavoastră. Așa este, doamnă, fac această meserie de 16 ani zilnic, fără întreruperi, doar cu câteva mici concedii de odihnă de o săptămână, 10 zile pe an. În rest, timp de 16 ani mi-a desfășurat activitatea în acest cabinet. Am dorit să ne arătați și înăuntru, da? Să vadă toți telespectatorii noștri cum arată un cabinet medical. Sala de așteptare, o sală modernă, cu un spațiu pe măsură, unde pot aștepta undeva la 15-20 de oameni, puteau aștepta, în condițiile de față doar 4 oameni mai au acces. Sala este dotată și cu aer condiționat, cu instalații de aer condiționat, cu alarmă, supraveghere video, putem vedea absolut orice în timp real. Aici aveți în dreapta mea cabinetul medicului de familie, dacă puteți intra și o să-l vedeți. Sunt echipamente noi, cumpărate pe cabinet, mare parte din aparatură adusă din partea primăriei. Avem și câteva donații din partea unei fiice a satului, care îi mulțumim și pe această cale. După cum vedeți, sunt de ultimă generație echipamentele, se păstrează toate măsurile de protecție și de igienă. Trebuie să respectăm în aceste condiții toate măsurile igienico-sanitare. Aici aveți sala de tratament, tot fișierul, doamna asistentă, are o vechime de 11 ani dumneei. Toate echipamentele și aparatura este nouă. După cum vedeți, pacienții au toalete separate. În partea cealaltă, în spatele dumneavoastră, sunt și toalete pentru personalul medical. Sunt separate. Aici avem centrala și pompele pentru apă. Predarea sunt niște condiții mai. Farmacia. Aici avem un cabinet stomatologic cu aparatură achiziționată anul trecut. Va veni în cele din urmă un medic stomatolog. În condițiile de față sunt destul de greu de deschis cabinetele stomatologice, dar sperăm că până toamnă, ce mult în primăvară, să avem și un medic stomatolog aici. Domnule doctor, ne-ați prezentat un cabinet foarte frumos. Într-adevăr, cred că multe orașe nu au asemenea cabinete. Eu cred că dumneavoastră sunteți foarte mulțumit de tot ce s-a realizat în acești ani și cred că v-ați gândit să legați meseria dumneavoastră și de politică, pentru că astea se fac împreună. Nu se poate să un proiect european sau trebuie să fii și în politică implicat. Am înțeles că sunteți pe lista de candidați pentru consilieri pentru Partidul Social Democrat, așa este? Da, așa este, este adevărat. Am gândit ca după 16 ani să îmbin politica cu medicina. De ce ați ales Partidul Social Democrat? Nu l-am ales eu, dumnealor m-au ales după 16 ani de negocieri lungi. Și într-un târziu am ajuns la concluzia că cei din PSD se potrivesc mai mult decât era necesar pe tiparul meu. Exact, asta vreau să spun și dumnealor, faptul că v-au curtat atâția ani, acest lucru înseamnă că sunteți potrivit să faceți parte dintr-o echipă puternică, o echipă care va aduce rezultate foarte bune în comună. Sperăm și vom lupta pentru treaba asta și să putem menține acest cabinet la un standard mai mult decât acceptabil. Pentru că tot acest cabinet s-a menținut cu multă trudă și cheltuială, nu doar cu vorbe. Așa este. Noi vă mulțumim foarte mult și vă dorim succes. Cu plăcere. Mulțumesc frumos, doamnă.
Dragi telespectatori, ne aflăm tot în comuna Sascut, acum în satul Fântânele. Deja cum am intrat în satul Fântânele, am văzut asfalt nou. Acum ne aflăm în fața bisericii, care am înțeles că a fost reabilitată în interior, dar mai multe lucruri ne va spune domnul primar Ioan Răuță. Domnule primar, vă rog să ne spuneți ce proiecte au fost aici în satul Fântânele, care sunt finalizate și ce mai aveți de lucru. Avem aici în satul Fântânele proiectul măsura 72, care a prins șoseaua principală plus două artere secundare. Suntem acum la Biserica Catolică, unde nu mâine, poimine e hranul bisericii, și suntem cu echipa de lucru la primărie, punem bănci, iluminatul electric, asfaltare, gaz metan, apă potabilă, lămpi din stâlp în stâlp. Drumul, o să luați imagini, drumul de la cimitir, artera din stânga de aici, de la Adăscăliții, se asfaltează chiar în momentul de față. Deci să presupunem că și în acest sat Consiliul Local, primarul comunii a avut în atenție doar să facem totul pentru a se reîntoarce tineretul din afară, găsind condiții mult mai bune. Vreau să spun și mai devreme, cu siguranță tinerii acum când vor veni, să spunem, în primul lor concediu, vor vedea diferență, o diferență foarte mare de la cer la pământ, putem spune, pentru că deja comuna Sascut este la nivel european. Asfalt, gaz, metan, apă potabilă și tot ce avea nevoie, domnul primar împreună cu echipa dumnealui a accesat fonduri europene și bineînțeles și cu prin alte finanțări și iată că a dus comuna la standard european. Și satul Fântânele face parte din proiectul Apă Canal, cel de 135 de miliarde de lei, Bălcuța, Fântânele și Schineni, de Aluțiganul, cartierul nou. Deci o să fie condiții, zic eu, cât de bune în viitorul apropiat, numai că trebuie să avem un pic de răbdare, că nu le putem împărți, adică le face pe toate într-o zi. Trebuie să avem răbdare și cu toate astea dumneavoastră ați făcut aceste lucrări să meargă foarte repede și cetățenii să se bucure cât mai curând de tot ce se vede și veți vedea în imaginile noastre. Bună ziua, dragi cetățeni ai comunii Sascut! Bine ați venit televiziunea Exclusiv TV la noi în comuna Sascut și vă mulțumesc pentru că v-ați gândit la noi să vedeți ce se mai întâmplă și prin comunele limitrofe la graniță cu Francia și limitrofe a județului Bacău. Aș vrea doar să vă relatez câteva realizări al primarului comunii Sascut, al Consiliului Local, a domnului viceprimar, pentru că cred eu că în acești 4 ani de zile s-a făcut ceea ce nu s-a făcut în 30 de ani de zile în comuna noastră. Și aș lua acum cu satul Berești, unde, în satul meu natal, am făcut circa 6 km de asfaltare, o asfaltare perfectă, principalele drumuri cu borduri. A mai rămas 1 km și 800 care va veni în faza a doua. Lucrările au fost făcute prin PNDL, cu o putere de finanțare a primăriei comunii Sascut, circa 27 de miliarde de lei vechi. Suntem săptămâna viitoare a pornit spre Berești cu gazul metan. Pentru anul ăsta poate încercăm finalizarea sau începerea lucrărilor de apă potabilă. Avem prins un proiect la școală de reabilitarea pentru anul viitor a întregii școli din satul Berești, a unui teren de sport, măsura Gal, un teren care are circa 60.000 de euro pentru investiția terenului. Casa praznicală din satul Berești, de pe lângă biserica din Berești, care sperăm ca până pe data de 20 septembrie să o finalizăm și să o inaugurăm. În continuare, lumina și cei
4 km și jumătate de asfaltare cu rigole betonate, făcând parte din drumul județean, intrările în comună, căminul cultural, unele lucrări de întreținere, troița de la intrare amenajate cu bănci în parculețul respectiv, la intrare în Bereș pe dreapta intenționăm să facem un teren mare de sport. Deci și în satul Bereș cred eu că oamenii o să fie mulțumiți și cred eu că o să aibă o altă bunăstare. Dacă ne ridicăm spre Sascut, în târg s-a făcut acel pavilion care cazează cele două mașini de pompieri și o mașină de ISU, care în 5 minute deservește și e la fața locului în condiții când ia foc sau sunt alte necazuri. Tot în târg se vor asfalta circa 2 km de asfalt, dar în perioada următoare iluminatul public, avem aici vreo 3 proiecte, piața din comuna Sascut, care va fi făcută în spate la Ocolul Silvic, cele 4 blocuri mobile, module de locuit pentru familii cu probleme și pentru tineret, căminul cultural din comuna Sascut, care va fi amplasat în curtea școlii generale. Am făcut un proiect pentru o grădiniță cu program prelungit. În fine, întreținerea școlilor, premierea elevilor, întreținerea liceului agricol, cumpărarea de echipamente pentru echipele de dansuri populare. Se știe, se cunoaște ceea ce am făcut, dar mai avem multe de făcut în comună. În primul rând, avem lucrările de asfaltat în satul Schineni, care o bună parte din lungimea de șosea este aprobată la asfaltare și la reparație drumuri calamitate. În schimb, drumul de la Schineni va fi făcut la anul pe un proiect PNDL, pentru că o să trebuiască o sumă mai deosebită. Intenționăm preluarea ICIL-ului, fostului ICIL, și să funcționeze unitatea de pe lângă primăria comunii Sascut pentru o altă posibilitate de împuteliere a apei plate pe serviciu de pe lângă primărie. Dispensarul, care funcționează în condiții normale, cu doamna doctor Vultru, cu doamna doctor Ricaru, și celelalte care poate nu le-am minunțat, cum ar fi parcările la taxi, la stațiile de taxi, asfaltarea drumului principal, cele două mari investiții a domnului Șerban, grup Șerban, care va fi peste 60 de milioane de euro, și fabrica de lapte cu un potențial de aproape 30-35 de muncitori. Adică Sascut începe să miște. Cred eu că în viitorii ani o să aibă cei care sunt plecați acasă dorința și posibilitățile normale de a se întoarce înapoi pentru a supraviețui în comuna noastră. Dacă mergem spre Pâncești, s-au făcut lucruri bune, se construiesc în continuare lucruri bune. Avem proiectul de gaz metan Bereș-Pâncești, care e vreo 56 de miliarde de lei, care sper să înceapă luna octombrie, care urmează. Am schimbat 4 km de conductă de apă, racordând aproape jumătate de comună, pentru că conducta veche avea un număr de ani însemnat și ruginise, era spartă. Avem apă canal la Pâncești în valoare de 135 de miliarde de lei. Am terminat școala generală, cred că în maxim 10 zile se va inaugura acest spațiu.
au început lucrările la căminul cultural pentru un cămin modern cu sală de mese, cu tot ce înseamnă disponibilitate pentru cumetrii, nunți și alte și săl de spectacol. Avem cele trei poduri, care unul este la Argheaz Matar, unul va fi la Ghiță Mazilu și unul la Nea Diaconu Vasile. La biserică am făcut gardul de sus la cimitir, facem parcarea, turnăm acum beton, aranjăm drumul ăla care, de fapt, nu se putea intra pe el cu niciun fel de mașină, având oamenii îmbătrâniți, nu putea să ajungă la cimitir. Lucruri care zic eu că pe unii am deranjat și pe alții zic i-am bucurat. Asfaltarea de la biserică până sus la Nenea Luca, cu întreaga capacitate de schimbare a conductei de apă, la Cristi Bostan, la mama lui acolo. Deci, efectiv, noi căutăm să facem tot posibilul să fie bine, să fie lumea mulțumită. La capitolul biserică încercăm să ajutăm la Casa Praznicală, la bucătărie, clopotul care a fost plătit în integralitate de mine și îl avem ca miniatură aici, uitați-l aici, frumos așezat pe harta României, lucru care cred eu că acest clopot poartă o pecetă a răscoalii din 1907 și în timp s-a degradat, a crăpat și la rugămintea părintelui protopop Abagerul am încercat și a unor oameni din Consiliul Parohial, am încercat să fac așa ceva pentru că am considerat eu că biserică sau sat fără clopot nu înseamnă prea mult. Și lucrul ăsta mă ține viu în continuare și în picioare pentru că am făcut un lucru bun demn de mine. Am pus la Băncești un rezervor de peste 250.000 de litri de apă care ne-am racordat pe un supraplin, chiar dacă apa lasă de dorit, lucrul cel mai grav și lucrul cel mai dureros pentru mine este că au ajuns unii din candidații mei să înfunde țeava la pădure, să spargă, să bagi bidoane ca să nu aibă apă. În afară de asta se mai și irigă partea de jos și nu are apă partea de sus. Toată lumea de la deal zice puneți apometri, cei de la vale nu puneți apometri și în condițiile astea căutăm să suplimentăm la Filip acolo din rezervorul ăla cu alte pompe capacitatea de alimentare cu apă potabilă ca să putem face față la consumul care necesită pentru satul Păncești. Îmbunătățim în continuare schimbare și încurajăm schimbarea a conductei de apă potabile, căutăm spre Luce Gărmacia, spre Dincoa, spre Nea Luca și în continuare spre toate căile unde sunt locuințe să căutăm să avem apă. Dispensarul cu medic, deci suntem prima comună din județul Bacău, nu știu dacă nu chiar din Moldova, care avem medici stomatologi, medici interniști, avem cabinete medicale, avem o situație deosebită, lucru care cred că îl vedeți și dumneavoastră sau îl simțiți. Iluminatul public din stâlp în stâlp se vor mai suplimenta unele lămpi. Efectiv, cred eu că la Păncești, în viitor apropiat, provințând după apă, canal va fi și asfaltat, avem 6,5 km de asfaltare pe drumul Calamitate, care și la Păncești beneficiază de 2,5 km, de la Ciubotarul Viorica până la Părintele Negoiță, partea alantă la mama lui Mitică Angel, la Cristi, la Chelbănică, sus toată strada, la Nea Acustică Ciutul cu Cărămidarul acolo. Deci, efectiv, toate străzile alea vor fi prinse pentru la anul, pentru asfaltare. Aveam, chiar și anul ăsta s-ar putea că avem deja hotărâre de guvern pentru suprafața respectivă. Dacă mergem mai departe la Schineni, lucrul cel mai dureros este asfaltarea,
canalizare este, trebuie să schimbăm centrul de scurgere la canalizarea care e la magazin la Hârș, acolo la Neala Scrache, ca să găsim o soluție să poată fluidiza cu canalizarea principală, asfaltarea întregului cartier și șoseaua principală care duce pe partea asfaltată pe la Lăscărache, școală, biserică, iluminatul e făcut, apă este, gaz metan este și în cartierul nou, asfaltarea e făcută pe o mare parte și ne ducem în continuare spre dealul, spre Schineni, să nu zic ce deal. Casa Praznicală este făcută acolo, de vrem să asfaltăm partea de jos până la întreruperea de la Schineni 2 sau dealul Țiganilor, na, până la urmă spun, și vrem să facem șosea ocolitoare, să nu se mai treacă cu mașini mari prin Sascut, Sascusat, pe aici, pe la biserică, direct să iasă Tuma la Conțești. Am lărgit-o, are 6 metri, așteptăm o finanțare pentru a putea fluidiza și transportul în comuna Sascut. Celelalte, le-ați văzut, sunt făcute reportaje la fața locului, Conțeștiu, Bălcuța, Fântânelele, Valea Nacului, Sascutul Sat. Consider că în Sascutul ăsta sunt 26 de proiecte care așteaptă o parte din ele finanțarea. Dacă sunteți curioși, se depășește cu mult suma de 900 de miliarde vechi, ceea ce înseamnă circa 21 de milioane de euro. Proiecte care așteaptă finanțare, proiecte care se vor derula în perioada următoare. Vreau să fac un apel, în schimb, pe o chestiune nu supărătoare, pe o chestiune de nemulțumirea mea. Am încercat să accesez o linie de credit pentru a susține aceste proiecte și această valoare mare și automat, dacă vă dați seama de suma respectivă, dacă cineva îți dă 1 milion de euro, trebuie și tu să vii cu 20% sau 18% sau o mică parte ca finanțare la proiectul respectiv. Dacă ți aprobă statul sau ți aprobă proiectul, suma respectivă și tu n-ai cu finanțarea, ai pierdut lucrarea, ai pierdut finanțarea și la revedere. Cele 26 de proiecte care angrenează circa 900 și vreo 20 de miliarde de lei, înmulțit cu 20%, observați că o să ne trebuiască aproape 100 de miliarde de lei. Lucru care noi putem să-l luăm ca linie de credite și să fie folosit atunci când este proiectul finanțat. A supărat opoziția, care e opoziția liberală. Și ceilalți au votat împotriva acestor proiecte. Au votat împotriva linii de finanțări. Chiar au avut îndrăzneala să iese și pe scările primăriei să manifeste cei 6 consilieri locali, adică Chiriac Marian, Costea Nicolae, Helteanu Stelică, Vespan Gheorghe, Leonte de la Sascut, profesorul, domnul doctor Dorofein a fost și domnul Matache Romică de la Gar. Acești consilieri, nu știu dacă au gândit și au și atacat proiectul de hotărâre în contencios administrativ, au gândit dacă trebuie comuna asta să rămână așa cum au rămas acum 12 ani, cu nimic. A trecut trenul prin gară, l-am pierdut, n-au făcut nimic, iar eu, în 4 ani de zile, cu administrația din primăria comunii Sascut, consilierii PSD, v-am expus cele 26 de proiecte, mai ales că dumneavoastră le și vedeți acum. Nu știu dacă e mult, nu știu dacă e puțin, dar la vârsta pe care o am, am dorința de a lăsa ceva în urmă, indiferent de situații.
Avem două proiecte de reabilitare a instalațiilor de irigat. Se irigă pe teritoriul comunii Sascut circa 1500 de hectare de teren. Efectiv s-a mărit arenda, se va mai mări arenda. Lucrurile să nu se fac peste noapte, lucrurile să se facă în timp, cu oameni și pentru oameni. De asta v-aș ruga respectuos, dragii mei colegi, dragi concetățeni, să aveți disponibilitatea să mă ajutați, pentru că, indiferent de situație, eu ar fi trebuit să mă liniștesc într-un fel, pentru că așa e viața. Dar faptul că mai am mult de făcut pentru dumneavoastră, faptul că în continuare trebuie să termin ceea ce am început, alături de colegii mei consilieri, alături de vicele primar al comunii Sascut, alături de colegii mei din primărie, trebuie neapărat să ne ducem la îndeplinire ceea ce ne-am propus. Pentru acest lucru v-aș ruga din toată inima că o să fie, cred, dacă nu se întâmplă alte minuni, alegerile pe data de 27 septembrie. Lucruri deloc ușor, dar pentru faptul că ne-ați îndrăgit tot timpul cu mici eșecuri, cred că ați avea cel mai mare rol și cel mai mare rol important pentru vot. Numai votul își va spune stabilitatea oamenilor, continuitatea proiectelor care le avem, echipa care o să o vedeți, pentru că trebuie terminat în Sascut. Vreau să vă mai anunț ceva. Să știți că o mare parte din tineretul nostru din comuna Sascut m-au felicitat pe Facebook, m-au felicitat pe WhatsApp, sunt plecați în străinătate. Dacă noi, cei care suntem în administrația publică locală, încercăm să facem tot ceea ce ne-am propus, să schimbăm fața Sascutului, să fie toate utilitățile la punctul lor puse, sunt convins că în viitor apropiat Sascutul va crește ca număr, se vor întoarce tinerii, se vor întoarce tinerii care au plecat, care acum sunt mai în vârstă și o să fie bucuroși pentru că o să găsească, cred, și locuri de muncă și Sascutul schimbat ca față, schimbat ca administrație, schimbat ca toate utilitățile posibile care trebuie făcute. Pentru acest lucru vă mulțumesc și dacă o să mai fie cazul, o să vă mai spunem ce se mai întâmplă în comuna Sascut, iar eu personal, ca primar, în exercițiu, vă rog să vă prezentați la vot pe data de 27 septembrie, pentru că avem nevoie de dumneavoastră. În final, vă urez multă, multă sănătate, să vă dea Dumnezeu sănătate și fericire, pentru că vă meritați, iar cu virusul ăsta vă rog să respectați regula cu spălatul pe mâini, mască, pentru că nu se știe de unde vine boala și nu e o glumă. Încă o dată vă mulțumesc mult! Bună ziua, dragi sascuteni! Așa cum domnul primar Răuț v-a prezentat întreaga listă de proiecte și proiectele la care am lucrat împreună și proiectele care sunt în derulare, împreună cu echipa noastră de consilieri care ne-ați acordat încrederea pentru a lucra împreună, vă anunțăm că vom merge în aceeași echipă și vom lupta pentru comuna noastră să atragem cât mai mulți bani din fonduri europene și nu numai, chiar și din diversele module de finanțare, cum am putea să reușim să modernizăm cât mai mult. Iată că împreună cu domnul Răuță am mers la drum acum 4 ani și nu a fost o dezamăgire pentru mine, chiar din contră o mare încredere care cu mare drag eu acord în continuare. Sper că adânsul să fie onorat că mergem în aceeași echipă de consilieri, chiar și oameni noi care au apărut pe listele noastre și sperăm să dublăm proiectele care am lucrat la ele în acești 4 ani, așa cum am promis în broșura care ați primit-o
în urmă cu 4 ani. Sunt foarte multe proiecte acolo trecute. Noi am prezentat atunci cam 80-90% din cine am dorit noi să facem. În schimb, am reușit probabil 60-70% din ce scrie acolo în broșură să realizăm, împreună cu echipa noastră de consilieri, și mai sunt programe în lucru să facem chiar mai mult decât scrie acolo. Și să știți că nu am uitat niciun sat și în toate satele vom lucra. Poate în unele sate au început activități mai intense, proiecte în derulare, chiar unii dintre consătenii noștri sunt poate puțin dezamăgiți că ar fi crezut că ei au prioritate, sau noi am încercat pe toate planurile să începem în toate satele dintr-o dată. În schimb, așa cum am primit finanțare, comuna noastră, știți, este o comună mare și acolo unde mergem să primim finanțare, noi am mers cu proiecte pe toate satele. Dar ne-au dat de ales și au spus, chiar au ales dânsii, în funcție de categorii și drumuri și cum au fost afectate de calamități sau de populația din zona respectivă, ni s-au acordat, să zicem, din 10 proiecte care am mers, finanțare pe 2, pe Comunitatea Europeană, să zicem. Apoi am mers la finanțare pe Guvernul României. Din, să zicem, din 10 ne-au dat 2 sau 3 la PNDL. Chiar și prin Consiliul Județean, asfaltarea drumului care traversează comuna noastră, de spre Berești până spre Conțești. Sunt foarte multe drumuri în comuna noastră care, într-adevăr, așteptau să fie modernizate și o bună parte din ele s-au derulat, după cum ați văzut și noastră, și cu șanțuri betonate și cu rigole și cu podețe, cum ați văzut, și conducte de gaz metan. Într-adevăr, este o problemă cu apa. Sperăm ca în curând să reușim să schimbăm această problemă înspre bine. Asta nu înseamnă că noi am lăsat ca o problemă, să zicem, în delăsare. Nu, chiar ne preocupă și apa este una din cele mai mari nevoi, din cele mai mari nevoi pentru cetățeni. Dar știți, aici e o întreagă istorie. Când te duci să accesezi un proiect pe apă și canal, încep mai sus, mai jos, că știți, apa trebuie să o dăm altora în folosință, că știți, și au trecut tot felul de etape. În schimb, până la urmă am reușit să le punem într-o ordine prin care, după cum a prezentat și domnul primar, sunt proiecte în derulare pentru satele Sascuțat, cu satele limitrofe, Pânceștiu și chiar și Bereștiu, pentru modernizare, apă și canalizare. Acum, pentru aceste proiecte, într-adevăr, avem nevoie de o cofinanțare. Pentru acest fapt s-a făcut un studiu și am ajuns la faptul că trebuie să ajutăm și noi aceste proiecte cu o mică sumă de bani. Comuna noastră, după cum știți, în ultimii 4 ani a început așa într-o amploare să ia fapt de foarte multe proiecte. Toate aceste proiecte au avut nevoie de o mică parte din bugetul Comunei Sascut. Bugetul Comunei Sascut, unii îl văd că noi ne plătim salariile din el, dar să știți că noi facem tot posibilul. Într-adevăr, oamenii trebuie să plătiți și motivați pentru ceea ce fac. Poate unii consideră că muncesc mult sau puțin. Numai noi știm câte piedici, câte, mai știu eu, întâmpinăm în tot decursul acestor proiecte pentru avize, pentru finanțare, pentru executare. După cum vedeți, mergem la fața locului, verificăm fiecare proiect cum se derulează și tot apar mici inconveniente care împreună cu dirigintele șantier, cu proiectantul, cu executantul găsim soluții să mulțumim toți cetățenii. Că de fapt noi facem aceste proiecte să mulțumim cetățenii din satul nostru, să le fie de folos, nu să le facem așa să fie făcute și să plecăm, că vezi, am făcut drumul. Dacă omul spune, domnule, aici
apa curgea așa și noastră a dus-o pe aici, o să fie o problemă. Luăm în calcul toate aceste aspecte, într-adevăr, proiectantul vine odată de două ori când punem proiectul un lucru pe teren și pleacă. Cetățeanul care stă acolo și de ani de zile știe orice inundații care a fost, fiecare știe exact problema proiectului de fapt și luăm în seamă toate aceste lucruri. Dar, în fine, sunt foarte multe de discutat și oricând la mine ușa este deschisă la birou și chiar pe teren de multe ori vorbesc și discutăm împreună și ne cerem păreri. În schimb, urmează o perioadă de campanie electorală, urmează un scrutin care sperăm ca dumneavoastră să acordați continuitatea pentru comuna noastră. În aceeași echipă susțin pe domnul primar Răuță Ioan, care, într-adevăr, cu dânsul am reușit să fac ceea ce poate eu singur, dacă aș fi candidat, poate nu aș fi reușit să fac. Este un om de valoare care a știut să se implice pentru finanțarea proiectelor, s-a zbătut pentru toate drumurile care le-am avut noi de făcut la Ministerul Dezvoltării și chiar personal, hai la Iași, hai să mergem la București, hai sună, hai intervine că vai a rămas acolo uitat dosarul, că știți cum e, dacă nu suni, nu te duci să te lupți pentru dosarul tău, rămâne acolo poate pe un birou și la un moment dat îl găsește cineva când spune e prea târziu, s-a terminat măsura de finanțare și ne pare rău. Așa că, domnul primar Răuță, mergem în echipă și luptăm pentru comunitatea noastră. Succes la votare, să trăiți! Bine.